Dar bine, sunt foarte multe pe care nu e obligatoriu să știm feng shui-ul de la cap la coadă. Și toate regulile lui, că sunt exact, că sunt enorme, o știință, o cultură întreagă, o știință întreagă a feng shui-ului. Și știi că noi avem prieteni foarte buni feng shui-iști cu care ne mai sfătuim așa din când în când, pentru că e normal, este când începe anul chinezesc, eu întotdeauna îmi dau telefon imediat la prietenii mei și încerc să mă consult cu ei, pentru că noi avem feng shui-iști, familia Marian Golea cu soția sunt excepționali. Și poate să-i cunoaștem într-o zi. Cu drag, pentru că sunt excepționali cu adevărat și mai sunt. Sunt mulți care se ocupă de chestia asta și îmi spun, vezi că anul ăsta n-ai elementul apei, tu, copilul, cu tare, trebuie să porți o picătură cu apă cu tine, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Dar în casă, ceea ce privește fără consultul unui feng shui-ist, noi întotdeauna simțim lucrurile. Trebuie să ne alegem punctul nord întotdeauna în casă. Sau să stăm liniștiți în casă și la un moment dat îți vine să-ți schimbi locul la mobilă. Dar nu înțelegi de ce. Practic. De ce ai? Cred că m-am îndrăgostit. Îmi schimb locul la mobilă. Eu fac chestia asta când sunt îndrăgostită și când primăvara și toamna am observat că am această chestie de schimbat lucrurile prin casă. Să-mi schimb perdele, să-mi pun alte perdele. Am tendința să-mi pun perdele mai deschise la geam ca să intre mai multă lumină toamna. Foarte interesant. Deși eu am perdele cu negru. Vara, știi? Le am cu tot felul de astea, glamour. Așa. Și îmi place să schimb perdele. Vara îmi pun pe negru și mai umbros, iarna, toamna, îmi pun perdele foarte deschise la geamuri. Ceea ce înseamnă să pătrundă lumină foarte mult în casă. Să simți că curge energia în casă și nu se lovește de obiecte neimportante pe care nu le folosim, obiecte care nu ne fac bine. Vorbeam noi într-o emisiune despre florile cu frunza ascuțită, pe care eu le-am aruncat pe toate din casă și aveam o floare care... Chiar dacă este aloe vera, mi se pare că este foarte... E ascuțită, dar eu o țin afară, la gen, acolo. Acolo am pus, la gen. Pe hol. Gena noastră are geam unde e de aruncat gunoi și are și ușă. Și e lumină, e frumos, acolo să stea. Deci nu e nicio problemă. Da. Și mai aveam o floare... Și tot așa mi-a zis o prietena mea de la feng shui, a zis, ce-i cu floarea asta? O aveam pusă în bucătărie, pusesem gumă din asta de pescuit, prinsesem așa pe sus și o lăsam să facă ca un tavan exact, de frunze, înțeleg? Și a zis, ce-i cu floarea asta? Asta își caută fericire. Și m-am dus la genă cu ea și a zis, iartă-mă. Și i-am dat drumul pe genă, uite așa cât era ea de lungă. Și... Cu toate firele după aia a zis, iartă-mă, du-te, scumpa mea. Nu-ți căutat o fericire într-o casă unde este fericirea. Foarte interesant, foarte interesant. Alt truc, alt idee. Păi... Nu, dar pe mine m-a uluit cu gogomania asta care a spus. Cu ce gogomanie? Păi, floarea aia își căuta fericirea. Floarea aia aducea fericirea în casă. Vedeți câte păreri sunt. Nu, îți spun asta la modul serios, știi de ce? Mie mi-au furat tot ce aveam asparagus afară. Cum pripășeam unul cu mălă? Pac, dispărea. Și zic, băi, e ceva cu asparagusul ăsta. Trebuie să înțeleg mai mult ce se întâmplă cu asparagusul ăsta. De ce le-a? Pentru că sunt oameni care nu suportă ca în casa Lidiei să curgă fericire. Iartă-mă, n-am nimic, nu o cunosc, nu știu cine e. Dar spun sincer. Și când l-am prins pe ăla care le subtiliza... Da, să știți că uitați... Mi le-a subtilizat și le-au găsit în piață, le vindea. Deci asta nu e. Nu asta e, dar mi-a luat altceva. Oricum, îmi dau seama că sunt foarte multe lucruri pe care noi se strânge praful pe ele. Deci... Pentru mine, după aia mi-a dat seama că floarea aia m-a incomodat foarte mult. Că și nu noi suntem prăfuiți și... dacă trăim în orașul ăsta cu mai deschis fereastra, ai văzut. Intră praful ăla... Da, trebuie să deschizi. Nu, dar interesant asta, lucrurile pe care se strânge praful și e foarte greu să cureți praful de pe ele. Acolo sunt energiile negative. Păi eu ce spun? Ea se umplea de praful ăla care se face la bucătărie, lipicios așa,
Chiar dacă este hotă, trage, dar se îmbâxea. Și a zis, ce-i cu asta? Dă-o de aici în jos să nu o văd aici. Lasă lucrurile să curgă. Și într-adevăr, am astupat un geam pe care mi-a zis de la ușă, astupă-l pe ăsta, nu e ok. Multe lucruri am învățat, să știi. Și, dar asta e, trebuie să ne facem de obicei să ne așezăm mobila ca să nu stăm în curent în casă. Să nu stăm în curent în casă. Deci, uite, eu am balcon, unde n-aveam ușă la balcon, nici ușă la sufragerie, dormitorul avea și geam, dar erau deschise. Și la mine, în mijloc, se făcea un curent. Dormitor, hol, sufragerie, balcon. Uite așa. Și era energia aia care curgea în toate direcțiile, care nu mă ajuta nici să țin bani în casă, nici să n-aveam parte de... Mi-au dispărut bijuterii. Deci multe, multe lucruri care se întâmplau. Și atunci ce am făcut? Am pus o ușă la balcon. Am întrerupt tot ce ține de curent și am închis balconul înapoi. Ai stopat energiile să mai dispară. Da. E așa și trebuie făcut de multe ori. Dar ați spus un lucru foarte important. Andreea, mi-ai zis ceva, n-am auzit ce mi-ai zis. După ce ați făcut, după ce ați pus ușa la loc, ați simțit vreo schimbare, întreabă Andreea? Da, eu. Da? Tu, da, desigur că da. Deci am pus ușa la balcon înapoi. Foarte interesantă chestiunea asta. Vreau și iar e foarte interesant să cauți nordul în casă în timpul iernii, da, și să ți așezi lucrul cel mai important. Dana, nu numai în timpul iernii, punct nu? De reper. De fapt, fiecare trebuie să ne așezăm. Trebuie să învețe, dacă n-are busolă, să uită de unde sare soarele, da? Și cu asta te-ai orientat. Ai văzut, aici ai răsărit-o, aici ai apus-o. Ăsta e și ăsta e. Dar acum mai nou telefoanele astea smartphone au busolă pe el, ai pus Lidia. Așa, dacă, și ce să pui acolo? Un fotoliu, un pat, un ce, o floare, orice? Sau pe tine însuți să te pui acolo? Te așezi pe tine însuți acolo. Te lași de, eliberezi de gânduri? Îți eliberezi toate gândurile, așa? Închizi ochii și încerci să-ți simți vibrația casei. Da? Eu cred că o simt în cap, că e de nordul meu pe ușă. Maestre... No, eu o las pe Lidia să expună ea și eu da, bine, acum noi nu facem o lege din toată chestia asta, pentru că fiecare face ce simte. Lidia, nu e lege, e o artă. Da, să dar nu pot să mă duc eu cuvântul, la cineva natura. Și spun, uite, dă-ți mobila asta afară, că e foarte important. Și mobila veche, cea care păstrează informația într-o altă dimensiune. Uite, de pildă, prietena mea are un dormitor Ludovic al XVI-lea, știi? Eu când am dormit în el am zis, domnule, m-am transportat în timp. Dar sunt energii care stopează. Este foarte interesant ce avem noi acolo, în partea de nord a casei, unde înțeleg că se și pot vindeca niște afecțiuni. Eu zic că acolo trebuie să punem o plantă. De vezică, de toate astea. Adică e un soi de energie acolo care vin... Deci ce avem acolo? Ce avem noi în nordul casei? Avem un fotoliu prăcuit, avem o floare. Când o să vii la mine, eu am un singur punct în casă, dacă stau culcată pe fotoliu, Mihai Faust, și vorbesc la telefon, nu mă auzi. N-am rețea. Deci, e un not locul, Harman la ea acolo. Locul ăla... Se blochează energiile. Locul ăla, în momentul când ești, te-ai așezat și te-ai culcat, ai adormit în 10 minute. Foarte interesant. Și dormi, n-ai nicio problemă. Toată lumea, când vine la mine, se trage pe locul ăla, știi? Prietenul meu zice, la locul tău, stai acolo. Captatorul, da. Dar este atât de energetic punctul ăla, de nu-ți vine să crezi. Eu am să vă spun ceva. De foarte multe ori, și eu am, mă rog, am niște dorințe de-astea, femeile practic își doresc genți, excursii, toate. Eu îmi doresc lucruri dintre-astea. De exemplu, îmi doresc foarte mult să dorm în locul unde soarele bate dimineața pe o canapea în living, bate exact la 7-8 dimineața, bate pe o pernă decorativă, pe o canapea foarte frumoasă în living. Deci noi suntem absolut zgârciți cu noi și răi cu noi. Deci îmi doresc atât de mult să pot să fac asta într-o dimineață, să stau de la 7:30 după ce duc copiii până la 9, așa să stau cap pe perna aia unde bate soarele dimineața. Bac seama, dacă mă atrage atât de tare locul ăla, înseamnă că energia locului este foarte mare și bună. Corect. Și în loc să mă duc, tot fentez, adică tot mai spăl un vas, s-a dus soarele, a plecat, s-a făcut umbră. Înțelegeți? Deci noi suntem foarte zgârciți cu noi. Deci ne cheamă energiile bune în anumite locuri și noi
parcă suntem îndărătnici așa, cu lucrurile frumoase și care ne încarcă. Mai chestii de foarte multe ori, da, cu unele lucruri din povești, ceea ce ne-am dorit cândva și exact, n-am avut. Exact. Și uite așa, te vezi o zână acolo, trântită exact, la soare, la, și să vină unul să-ți aducă cafea. Exact așa. Ai văzut? Exact așa. Lumânărici și păturici și folosim iarna. Eu lumânărici mai puțin, că mie să nu iau foc. Serios. Energia asta care vine de la lumina, de la lumânare, este aducătoare de bine în casă? Întotdeauna. Întotdeauna? Întotdeauna. Deci orice e bine sursă de lumină. Orice sursă de căldură e și de bine, lumină. Eu nu suport întunericul în casă. Deci eu când am intrat în casă, la mine toată lumea trebuie să fie aprins. Peste tot. Deci nu suport. Așa. Zic, aprins lumânări, Lidia? Aprind. Dar mai rar așa, mai... Mai rar. Mie îmi plac foarte mult lumânările aprinse și îmi dau așa o stare de intimitate, de căldură. E, când vreau și eu să creez o seară romantică... O atmosferă. Na, independent de... Dar eu nu vreau independent. Uite așa. Nu vreau independent. Pătoricile, lucrurile astea pufoase, iarna. Tendința e să-ți iei lucruri pufoase, să-ți iei perne mai pufoase, să-ți iei pături mai pufoase, să papucii să fii mai pufos și, în general, totul să fii mai pufos. Asta ce înseamnă? Lipsa de afecțiune. Lipsa de afecțiune. Și vara ai mai multă atenție că vrei să ai o lenjerie de saten, să fie mai răcoroasă sau nu știu ce. Sau eu, dacă e perna caldă, nu pot să dorm, nu mai asum. Și trebuie să o întorc pe barță. Și confort, am găsit un... Confort. Da, trebuie să-mi iau un frigider special să mă duc să-mi bag perna 5 minute acolo, să fie rece ca să pot să adorm pe ea. A zis Lidia ceva, ai spus tu ceva. Până să aflăm noi de, după 90 încoace de curentul ăsta Feng Shui, fiecare și orienta și își făcea casa după cum simțea el, după armonia care o avea. Vreau tabloul ăsta să-l pun pe peretele, să-l pun pe ăsta aici. În momentul când am venit, în primul contact care l-am avut cu această disciplină Feng Shui, am venit acasă cu o carte a unei mari somități în domeniul ăsta, o persoană extraordinară, care toți s-au dus acolo să scolarizeze și după aceea au venit și ne-au împuia nouă capul. Eu am luat-o ca autodidact să-mi împui singur capul, să înțeleg eu, că degeaba îmi explici tu că eu sunt greu de cap. Eu dacă nu simt pe mine, degeaba îmi spui tu că dacă eu stau cu capul în jos și cu picioarele în sus, o să-mi fie foarte bine, pentru că așa mă recuperez. Să facă el dacă lui stă așa. Eu fac cum cred eu. Și când am găsit că îmi scria pe partea de nord exact ce asta, ar fi foarte recomandat ca să ai un somn odihnitor, să ai patul orientat cu capul spre nord. Și am mutat pernele, pentru că n-aveam cum să fie. La blocurile construite în tot regimul ăsta, nu s-a ținut cont de astfel de elemente Feng Shui. Cine își construiește acum o casă pe pământ sau face, vine cu niște elemente pe care le prestabilește și își construiește perfect ceva care să fie într-o armonie totală. Dar există remedii. Iar eu, neștiind că sunt atâtea lucruri, am vrut să văd unde e tabloul ăla, unde e masa de lucru, că n-ai voie să ai cutare așa, că nu știu ce. Ok, am dat atâția ani și văd că tot așa. Tot la fel de bine funcționează, că funcționează ceva de aici. Dar pe partea de nord trebuia să am ceva cu negru. Și cine stătea pe partea de nord cu negru? Era televizorul, care avea carcasa neagră. Da. Și ce mai aveam pe ușa dinspre nord? Când eram în anii 70 și ceva, îmi plăcea să lucrez din pai, de orz, de ovăz, de tot felul de arabescuri, tablouri de pai. Pe fond negru, pânză neagră și lipeai paiul ăla. Foarte frumos contrastul. Și îl călcai cu fierul de călcat și de nuanțe, pentru că paiul nu mergea colorat. Și nu să perzi. Dar luai toate nuanțele de la galben pai până la maron chis. Maronul ăla, negru, da, ăla aproape de. Și ieșeau și nu să pun tabloul ăsta că pusese alte. Am pus o pioneză din asta mare în ușă și acolo stă tabloul și acum, după 32 de ani, 34. Ce înseamnă asta, de fapt? Asta înseamnă că undeva eu am trăit în armonie cu spațiul meu, fără să mă instruiască nimeni. Da, dar asta presupune să simți. E ceva. Ce am simțit? Am simțit că trebuie să-l pun acolo. Da. Pe hol am simțit, pentru că colo este în el și are o zonă unde n-am lumină. Ce am pus eu acolo? Dacă ghicești? Păi poate să fie... O candeluță cu lumină permanent. Exact, o lumânărică sau ceva. Am găsit pentru un magazin, era un bec micuț cu neon,
mergea direct la 2,20 și consuma un kilowatt în 365 de zile. Mi-am pictat eu iconița respectivă, am pus-o acolo și a stat până a apărut tehnica asta modernă, chiar dacă e întuneric, am pus senzor și cum ies din cameră, poc, s-a aprins lumina. Da, dar e mult dar mai... E nevoie în zonele întunecate, așa cum spune Lidia, că ei nu-i place întuneric, nici mie nu-mi place întuneric. Da. Dar nici să stau noaptea să dorm cu veioza aprinsă, sunt și alte lucruri, alte vorbe. Deci asta, da. Asta e armonia. Iar pufosul ăla, iarna, trebuie să-ți conservi căldura, energia, da? Și atunci tind să iei o plapumă mai călduroasă, sau mă rog, o pilotă, sau o perniță mai pufoasă, da. Sau puișorii aia, care sunt alte. E, mie mică mi-e dor de cineva, Iulia, în braț. Da. Păi să-l desenăm pe el acolo. Foarte interesant, nu uitați, tot așa, dacă nu aveți... O să-ți dau, Dana, un amănunt foarte mic. Eu am un dormitor pe partea de asfințit, de fapt. Și lumina nu prea vine de acolo, pentru că e foarte scurtă după amiază, mai ales iarna e acu' întuneric, dimineața te trezești întuneric, după la ora 4 întuneric din nou. Camera de depresie. Am tras două perdele groase, dar care sunt așa un lan de trandafiri, la vedere. Da. Prin spate sunt bordou închise, dar în față sunt un roz pal cu o explozie de trandafiri. Și...